găsit prieteni. Organizatorii evenimentului despre care vă invităm să vorbim în această întâlnire sunt foarte mândri de faptul că au reușit să reunească în această inițiativă Marș pentru Viață 2015 reprezentanți ai tuturor denominațiilor religioase. Și nu-i nici pe departe singurul motiv de mândrie și de bucurie. Sunt foarte multe povești și foarte frumoase pe care ni le vor dezvălui invitatele noastre. Salutare, Roxana, Iulia, mulțumim că din focul pregătirilor evenimentului v-ați mai rupt o bucată de timp și o să ne spuneți foarte multe lucruri interesante. Pentru că, în ciuda faptului că e un eveniment cu tradiție, ceea ce e foarte bine de fapt, pentru că a câștigat credit, Marș pentru Viață are și elemente noi foarte interesante. Ce-i nou anul acesta, Roxana, în Marșul pentru Viață? Bine te-am găsit, Anca! Ce-i nou anul acesta este faptul că, pentru prima dată, Marșul pentru Viață, după cum spuneai și tu, reunește toate denominațiile. Dar cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Cât de firesc a fost? Natural? Sau cu eforturi susținute? De fapt, au fost eforturi. N-am putea să spunem că e un lucru care s-a întâmplat natural. Anul acesta, Cluj-Napoca este capitala europeană a tineretului. Federația Share este cea care a organizat acest proiect uriaș, iar în cadrul axelor de acțiune din Federația Share este și o axă numită Share Faith. Share Faith, după cum îi spune și numele, este o axă de activități, proiecte, dedicată bisericilor, organizațiilor creștine din Cluj-Napoca, care s-au reunit pentru a crea evenimente, acțiuni, programe prin care să poată să promoveze valorile creștine într-un spațiu public. Ori asta este un mare avantaj în Europa de astăzi, care devine din ce în ce mai secularizată. Apoi, în cadrul axei Share Faith, s-a decis că evenimentul comun al tuturor credincioșilor din Cluj-Napoca va fi Marșul pentru Viață, pentru că, în mod evident, atunci când ești creștin, ești și pro-viață. Bun, s-a decis, dar cum s-a decis? Cum s-au strâns așa de bine oamenii și n-au vrut să facă fiecare altceva, mai mult sau mai puțin, mai mare, mai mic? Ideea este că fiecare organizație și fiecare biserică are propriile proiecte. Sunt o grămadă de concerte care vor avea loc, conferințe, detalii internaționale chiar, tot felul de proiecte, dar ceea ce îi reunește pe toți creștinii din Cluj-Napoca este respectul pentru viață. Și, de fapt, îi reunește pe toți creștinii din România și din lume în general. Sigur. Da? Nu putem să ne răstrângem doar la Cluj-Napoca. A fi pro-viață și a fi creștin sunt două lucruri care merg mână în mână. Și atunci, având în vedere că sunt alte subiecte și alte teme între creștini, care sunt fie controversate, fie diferite, fie avem percepții abordate diferite, specific. Da, abordate specific, am hotărât împreună cu ceilalți organizatori să le lăsăm deoparte și să ne concentrăm pe un singur lucru care ne unește pe toți, adică respectul pentru viață, ideea de a promova valoarea vieții. Dragul de viață, chiar. Dragul de viață, că da. Că se fac cu mult drag lucrurile astea. Și e, de fapt, o săptămână pentru viață, nu doar un eveniment de câteva ceasuri. Dar până acolo, spune-ne cum a decurs campania anul acesta, ca și anul trecut? Sau sunt și aici lucruri diferite? Sunt lucruri diferite, dar înainte de asta aș vrea să mai adaug ceva. De fapt, este o săptămână pentru viață, într-adevăr, însă mai mult decât atât, este o lună pentru viață, pentru că în cadrul Federației Share, luna martie, Share Faith, în cadrul axei Share Faith, luna martie este luna dedicată vieții și are ca și slogan Share Life. Share Life. Exact, da, da. Cum a decurs campania de promovare? Puțin diferit anul acesta. Anul trecut au fost clipuri cu tot felul de personalități din diverse domenii care îi chemau pe oameni să participe. Așa-i, așa-i. Anul acesta avem un singur clip de promovare, al cărui protagonist este Gabriel Cosman, un tânăr de 20 de ani care, conform medicilor de acum 20 de ani, ar fi trebuit să nu existe. În acest clip de promovare, el își spune povestea, încurajează
comunitatea clujeană să se implice și să vină la Marșul pentru Viață. Credem că va avea impact pentru că are elementul personal. Gabriel a avut impact cu povestea lui și în Piața Unirii anul precedent, când a spus pe scurt care e istoria sa și din câte am reușit noi să aflăm făcând un material despre Marșul pentru Viață, se pare că la categoria mai tânără, elev de liceu cu care am stat de vorbă, el a avut cel mai mare impact. Au spus că a fost cel mai tare. Niște elevi de liceu pe care i-am intervievat în Marșul pentru Viață anul trecut. Așadar, Gabriel, da, o poveste simplă, dar frumoasă. Da, e bine știut, de știut, o poveste simplă și frumoasă și cu siguranță că pentru el va fi o foarte mare încurajare să afle că a avut impact anul trecut în rândul generației tinere. E singura poveste pe care mizați în campania de promovare din acest an? Dacă ar fi să ne gândim la povești pro viață, da, este singura poveste expusă. Pe care o prezentați voi anul acesta. Exact, dar campania de promovare a însemnat mai mult decât atât, în sensul că în anul acesta, pentru prima dată de când există Marșul pentru Viață în această formulă, am încercat și chiar s-a reușit mobilizarea tuturor bisericilor din Cluj-Napoca, tuturor, cum spuneam și înainte, tuturor denominațiilor religioase și apoi majoritatea organizațiilor creștine din Cluj-Napoca se implică în organizare, în sensul că fiecare își asumă Marșul pentru Viață. Și îl și promovează. Exact. Și la sumă și îl promovează în comunitatea din care provin. Prin urmare, în fiecare biserică avem câte un reprezentant, un lider de tineret în special, care va prezenta clipul despre care discutam mai devreme, va prezenta afișele, cardurile, probabil informații. Exact, da, da. Și asta e un element de noutate care cu siguranță că va atrage participanți, pentru că în momentul în care cineva din casa ta te încurajează să încearcă participi, să te trezească la viață. Exact. Păi te trezești. Da, că-i de-al tău și știe cum să te ia. Da. Săptămâna pentru viață precede marșul. Oarecum. Oarecum? Spune-ne, lămurește-ne. Că cuprinde marșul, adică începe miercurea, în 18 martie și se sfârșește în 25 martie, tot miercurea. Deci marșul e chiar la mijlocul săptămânii pentru viață. Și ce ne aduce săptămâna asta specială? Săptămâna debutează cu o conferință intitulată Avortul, ce ne spune Biblia, organizată de Fundația Creștină Agape, Prețuim Familia. În cadrul acestei conferințe, vorbitorul principal va fi profesorul dr. Stelian Tofană, apoi este invitată și doamna dr. Loredana Lar, care va aborda perspectiva modului în care avortul influențează sau afectează mai degrabă o femeie. Din perspectiva psihiatrului. Exact, da. Iar ca și moment artistic, va fi invitată Paula Selling, care va avea un moment special. Tot în cadrul acestei conferințe, care va avea loc la Casa de Cultura Studenților, în 18 martie, după cum spuneam. Intrare liberă. Da, intrare liberă, da. Tot în cadrul acestei conferințe va avea loc și o expoziție foto, Nora Kish. Cu copii. Da, exact. Greu de ghicit. Da, cu copii, mămici și copii. Nora Kish este fotografă foarte talentată, care are înclinații puternice spre cauze sociale și ea anul trecut a făcut o serie de ședințe foto cu mămici însărcinate, mămici cu burtici. Ăsta era titlul. Ei bine, anul acesta a rechemat mămicile care acum nu mai au burtici, ci au bebeluși și le-a fotografiat din nou. Și vom avea expoziție foto cu poze de acum un an și de anul acesta. Povești în poze. Da, da, da. Săptămâna pentru viață, ai spus, include marșul pentru viață, și va și pregăti drumul pentru marș. Da. Un alt lucru care a pregătit foarte bine marșul pentru viață este cel despre care o să ne spună Iulia, o chestie absolut nouă în România, nu? Da.
40 de zile pentru viață. De unde ai adus-o și pe asta? Că tu ești responsabilă, da? Eu cu soțul, noi amândoi am trăit în Canada mai mulți ani, de fapt acolo am crescut și în 2007 am participat acolo la o campanie 40 de zile pentru viață în Toronto. Era chiar la debut, erau primii ani de al acestei campanii și de atunci a crescut foarte, s-a răspândit enorm. Inițial a fost Statele Unite și Canada, după care acum a ajuns în 28 de țări această campanie și se desfășoară simultan în sute de orașe. Și de mult ne-am gândit că ar fi un lucru extraordinar pentru trezirea noastră aici în Cluj la această problemă, la această cauză. Dar într-adevăr am avut temeri. De unde această campanie practic stă pe trei piloni. Este post și rugăciune timp de 40 de zile, la care oricine se poate angaja, fie că e în Cluj, fie că e în afara Clujului. Noi avem comunități din toată țara care au zis că ne susțin în post și rugăciune, chiar și din afara țării. Am primit e-mail-uri din Texas, din Viena, din Milan, din Anglia. Și după aceea este, bineînțeles, vorba de veghe. Veghe care se face minim 12 ore pe zi. Și asta înseamnă că e o veghe la fața locului. Deci, de la 7 dimineața la 7 seara. Da, da, așa e aici la Cluj. Și alegi o locație unde se fac avorturi și acolo oamenii stau și se roagă cu prezența fizică timp de 40 de zile de asemenea. Și e vorba evident de o mobilizare mare ca să fie acoperit 12 ore pe zi, 40 de zile. Bineînțeles că e nevoie de mulți oameni. Și ce ne-a inspirat foarte mult a fost tocmai acest fapt că anul acesta există federația aceasta Share și că aveam platforma asta Share Faith cu care să ne putem întâlni și putem să ne să ne unim în acest lucru și asta ne-a încurajat foarte mult. Am zis, asta e anul în care trebuie să o facem. Să începem. Și mai ales că ești așa o bună reclamă pentru eveniment cu burtica ta mare. Da, pot să zic că inițial asta m-a făcut să ezit oarecum, că mă gândeam, ar trebui să nască chiar cam la sfârșitul campaniei și am zis, oare e cel mai potrivit moment să o facem? Dar nu poți, cred că, să faci o astfel de campanie fără greutăți. Deci am zis, și dacă așteptăm încă un an sau așteptăm, se desfășoară de două ori pe an, practic, în toată lumea această campanie, fie în primăvară și la toamnă. Și din punctul ăsta de vedere am zis, oricum va fi lucrarea lui Dumnezeu, nu a noastră, deci începem și lăsăm pe El să lucreze în continuare. De și ce așa 40 de zile? Acest model au fost doi activiști pro-life în America care s-au gândit ce pot face când s-a deschis un centru Planned Parenthood chiar la ei în oraș, unde urma să se facă doar avorturi și se gândeau ce putem face ca să combatem practic cultura asta care va infiltra societatea noastră, comunitatea noastră. Și după multă rugăciune au fost inspirați, bineînțeles, de toate momentele biblice în care această perioadă de 40 de zile a dat atâtea roade. De post. Și de aceea au ales această perioadă de 40 de zile și au ales să fie și componenta aceasta de post și rugăciune și veghe. Deci e și activism, este și rugăciune, este și post. Chiar noi de când am început ne-am dat seama, wow, într-adevăr este nevoie de toate trei. Dacă ar fi fost doar una sau doar o săptămână, nu ar fi avut efectul care îl are acum. Ei, și ce efect are? Spune-ne povești, pentru că eu deja știu câteva foarte frumoase și mi-ai spus oricum că în fiecare zi a fost ceva, oricât de mic, care v-a surprins în mod plăcut până la urmă. Chiar într-adevăr, dacă au fost și dialoguri în care oamenii nu au fost de acord cu voi. Da, au fost reacții de toate felurile, exact, de toate dar felurile. În același timp chiar nu trece o zi fără să intrăm în dialog cu cineva sau fără ca cineva să vină să dea o anumită mărturie despre ce se întâmplă. Și oamenii sunt foarte atinși să vadă consecvența, să vadă că, wow, încă sunteți aici. Curajul, unii v-au spus că sunteți curajoși să ieșiți exact, în stradă. Exact, ce curaj să stați aici. Aici fiind în fața spitalului Stanca. La Stanca, pe Bulevardul 21 Decembrie, ziceau,
să știți că eu, mulți vă susținem, dar nu avem curajul să venim. Și pentru noi creștinii, pentru mulți, cred că a fost o trezire exact la acest fapt, că prezența noastră schimbă ceva și că trebuie să avem curajul să ieșim din zona noastră de confort, mai ales în cauzele astea existențiale, că e vorba de viață și de moarte. Deci nu e doar o problemă socială oarecare, cum spunea Iisus, pe săraci să-i avem mereu, e drept, dar aici mor copii și fiecare suntem responsabili și cred că primul efect a fost cel asupra noastră. Cei care suntem acolo în stradă, mulți pentru prima oară au conștientizat problema și stau acolo și își dau seama că pe cealaltă parte a pereților mor copii, au murit copii și vor muri copii. Și în mare parte pentru că noi nu facem suficient. Avem, la un moment dat, am primit un SMS de la cineva dinăuntru. Ne spunea, eu sunt aici înăuntru și mă rog cu voi. Și la un moment dat am avut ocazia să o întâlnim, era o studentă, își făcea rezidență acolo și spunea că de când sunteți voi aici în stradă, zilnic mă rog, dar mi-am dat seama cât de gravă e problema. Ea nu face avorturi, evident, dar nu și-a pus problema până acum că ce se întâmplă de fapt este atât de grav. Și zice, îți dispusă să fac orice, ce am putea face, noi cadre medicale măcar, ce am putea face. Și mulți creștini vin și zic, haideți să găsim o soluție, cum le ajutăm pe femei. Și mă bucur enorm să văd că în sfârșit ne punem problema asta, ce facem noi, fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi suntem responsabili a sta și a tace sau a privi pasiv cum acești copii pierd, și ca și creștini știm că nu e vorba doar de viață, e vorba de suflete. E vorba de suflete mamelor, a copiilor și a medicilor. Deci pentru noi ar trebui să fie o mobilizare și o motivare mult mai mare. Și mă bucur să văd că creștinii, într-adevăr, toți cei care se roagă acolo și efectiv sunt momente când intri în stradă și sunt și ortodoxi, și catolici, și baptiști, și penticostali și este minunat. Toți se minunează chiar și de acest lucru, că putem ei sta... Înșiși. Da, că stăm ca acolo în stradă și suntem împreună, chiar dacă noi am trăit până acum cu ideea asta că suntem foarte diferiți, văd că cauza asta ne unește și... Este da, o împărtășire minunată între noi creștinii și o mărturie pentru tot orașul. Povestea cineva pe Facebook că a intrat în cofetărie într-o zi și nu-și dădea seama de unde cunoaște niște fețe. Da. De la, din fața stradă, spitalului, exact. Din stradă. Da, devine ca o mică familie, într-adevăr. Și mai ales pentru că sunt foarte multe fețe care merg zilnic sau își păstrează cam aceleași ore și aceleași zile. Se văd frecvent și se nasc prietenii pentru noi chiar și în echipa noastră de coordonatori. La un moment dat, în prima zi, a venit un tânăr care a zis, am văzut pe site-ul Provitei București că începe această campanie și am vrut să văd despre ce e vorba și zicea, cred că o să mai vin. Și în final l-am văzut aproape zilnic acolo și era foarte implicat, ne-a ajutat cu deschiderea. L-a absorbit bine de tot, da. Și am zis, n-ai vrea să te alături și la coordonare, că încă este nevoie de multă muncă. Și s-a alăturat și am zis, deci și pentru noi s-au născut prietenii și am cunoscut mulți oameni, am intrat în contact cu atâția creștini. Acum spunem și reacții adverse. Să vedem tabloul complet. Ne așteptam, bineînțeles, și la acestea. În primul rând ne așteptam din presă și acolo n-au fost. Deci presa a venit, a acoperit evenimentul, chiar și cel de lansare cu o zi dinainte și prima zi. Și în general au fost ori neutri, ori chiar încurajatori. Dar au fost a treia sau a patra graffiti zi, pe pereții, da, spitalului. Respectăm decizia că îți respect religia. Da, cred că a patra zi de veghe ne-am trezit și la primele ore nici nu se vedea încă. Deci cei care au fost acolo de la 7 la 8 sau de la 7 la 9 n-au nu văzut și-au dat cei pe perete. Prin spatele lor. De-abia pe la 9 primim un mesaj că toată clinica este acoperită în graffiti cu mesaje din astea care aparțin mișcării feministe radicale. Deci astea sunt mesajele care le vezi oriunde mergi în lume, cei care se implică în mișcarea pro-life. Trebuia să vă așteptați, deci. Da. Bun. Nu așteptam la graffiti, mă așteptam la altceva, dar... În afară de ceea ce a fost replici pe pereți, ce ați avut? Și în stradă au fost unii oameni care, și femei și bărbați, care... Unii foarte agresivi, alții doar
veneau să un pic să ne provoace. Bineînțeles că tot timpul e același argument. Cum puteți voi să stați aici, să încercați să furați sau să luați un drept al femeii? Și deci sau cealaltă abordare este de ce nu merge mai bine la orfelinate sau acolo unde sunt copii oarecum adevărați, că ăștia încă nu sunt copii. Gata născuți. Da. Și să vă ocupați de copii. Pentru aceea. Noi a fost o ocazie foarte bună și chiar eu mă bucur când avem aceste schimburi, pentru că ne dă ocazia să vorbim cu acești oameni și mai ales când este drept, că e dreptul femeii de a alege. Și noi mereu îi întrebăm ce alege de fapt femeia. Păi să facă ce vrea cu corpul ei. Și am zis, nu, când abortezi nu este corpul tău. Păi da, dar e legal. Și ideea este că unii zic, da, ok, este legal, dar uite, în Canada este o țară liberală care până la noua lună este legal la cerere și este acoperit. Deci guvernul plătește acest lucru, e plătit de stat. Ți s-ar pare ok dacă ar fi legal în România până la noua lună? Nu, păi cum una noua lună? Deci, și am zis, ok, deci când începe viața? Și avem dialoguri de genul acesta și bineînțeles că majoritatea oamenilor au o poziție foarte arbitrară. Pentru unii începe viața doar după 14 săptămâni, nu știm de ce. Și atunci cum înduci discuția? Alții zic când începe să simtă. Păi tot timpul în drum, în general, nu sunt oameni credincioși. Și atunci e în drum spre cărțile de știință, de biologie, unde reiese clar că viața începe în momentul concepției. Nu există nici un moment care să definească mai bine când începe viața. Unii zic, da, dar nu-i persoană sau nu este persoană legală, deci nu poate să... Dar deci discuții serioase? Da, da, da. Stradă. Și unii, după aceea, cred că rămân cu anumite întrebări. Și acest lucru cu de ce nu sunteți la orfelinate sau de ce nu mergeți la Patarât. Zic, uite, sunt misiuni la Patarât, sunt oameni care lucrează în orfelinate, sunt voluntari care merg acolo. În stradă încă n-a ieșit nimeni pentru asta. Avem pentru săraci, avem atâtea, atâtea programe pentru bolnavi. De câte ori vedeți voi pe cineva că apără copii nenăscuți? Păi, iarăși, încep tot felul de reacții. Și ați avut și bărbați în stradă? Da, da, da. La foarte, zilele de veche. Mai ales, cred că tiste dimineața. Da? Tiste dimineața acolo, cei curajoși, când e și mai rece și mai întuneric. De obicei sunt mulți bărbați. Dar aș zice că e foarte bine reprezentat ambele grupuri, și femei și bărbați. Și ne bucurăm enorm de asta, că trăim într-o societate în care bărbații de obicei nu-și asumă responsabilitatea aceasta. Și ne bucurăm să vedem că sunt și bărbați de altfel, care au curajul să stea acolo să apere femeile și să apere copiii nenăscuți. Să revenim un pic la un lucru pe care l-ai pomenit, ajutorarea femeilor. Pentru că cineva vă spunea că stați în stradă și militați pentru dreptul la viață, dar cum le ajutați? V-ați gândit și să ajutați pe cineva aflat într-o asemenea situație? Și, cum spuneam, asta ține parte de trezirea noastră ca și creștini. Într-adevăr, noi ce facem? Pentru că v-ați mobilizat vreodată într-o asemenea poveste în care să ajutați pe cineva? Am avut un caz foarte special, chiar am zis, nu se putea, cred că un caz mai grav, era o femeie care n-avea nici adăpost, fusese violată și era și cu SIDA. Deci chiar am zis, nu știu cum s-au... și am încercat să ajutăm, bineînțeles, trimițând-o într-un loc sau altul, și am aflat că din cauza că are SIDA, foarte puțin, nimeni nu o primi. Da, nimeni nu o primea. E un pericol. Și am zis, ce facem? O lăsăm să stea în stradă în continuare? Este bolnavă? Este însărcinată? Eu nu mai puteam dormi noaptea la gândul acesta și după ce au trecut 2-3 zile și am văzut că nu există altă soluție, am zis, uite, mergem la comunitatea noastră, la prietenii noștri, costă 400 de lei pe lună o chirie într-o garsonieră, strângem noi banii, o luăm din stradă și este policlinica fără plată, acolo am dus-o la un control, avea medici care o cunoșteau și o ajutau. A început tratamentul, i-am găsit o garsonieră, de fapt ea și-a găsit singur, a zis, vai, dacă mă ajutați, păi eu pot să-mi caut singur în piața sau în alte ziaruri o garsonieră, s-a dus singură și a găsit. Deci era clar că a fost o femeie care efectiv n-a avut o șansă în viață. Acum noi am oferit-o, timp de 2 luni am ajutat-o cu chiria, după care ea și-a găsit o muncă, s-a întreținut singură, nu ne-a mai cerut nimic. A început tratament pentru SIDA, ceea ce nu făcuse înainte, și asta a ajutat-o, deci a început să se simtă mult mai bine.
Și ne-am dat seama că, uite, într-adevăr, poate nu găsești tot timpul un loc unde să trimiți oamenii. Câteodată deci Domnul vrea ca tu să faci ceva. Aha. Și faptul că este greu nu este o scuză să lași un copil să moară. Pentru că asta era ideea, ea vrea să aborteze aflându-se în situația aceasta. Și eu aș spera că prin campania aceasta, prin mobilizarea aceasta, toți să ne gândim ce putem face. Pentru că, cum ziceam, este o problemă existențială. Nu e vorba de sărăcie sau de o boală în care poate poți sau nu poți face ceva. Este vorba de un copil nevinovat, nenăscut și nu putem să lăsăm să piară pentru că nouă ne este greu să găsim o soluție. S-au vorbit despre câteva soluții deja și, cum spuneai, pentru că nu există o rețetă fixă, creativitatea va trebui folosită de la caz la caz. Dar pentru că nu putem spune aici toate poveștile astea frumoase și care pot să inspire pe oricine, hai să revenim la marșul pentru viață din acest an, să vedem în ce fel pot oamenii acum să facă ceva și unde și în ce fel și să sperăm după aceea că povestea va continua în felurite forme. Așadar, Marșul pentru Viață în Cluj-Napoca va fi în 21 martie. Și cum? Da, în 21 martie, în Piața Unirii. Primul ce se întâmplă? Da. La început, evident, ne întâlnim, ne încălzim. Da, sperăm că va fi soare ca să fie cât mai plăcut, cât sigur. Mai plăcut și oamenii să aibă chef de plimbare. Fiecare persoană care vine își va lua o pancartă, vor fi pancarte, bannere, tot ce e nevoie. Apoi va avea loc o serie de discursuri. Discursuri sună poate foarte academic și pompos, nu va fi așa, vor fi mesaje. Bun. Mesaje motivaționale, hai să le spunem așa. Din partea liderilor religioși din Cluj-Napoca vor fi prezenți liderii religioși, reprezentanții tuturor denominațiilor. Apoi vorbitorul principal va fi Robert Calhoun, care este coordonatorul internațional 40 Days for Life. Ah, 40 de zile pentru viață, da. Are și un invitat special. Bun. Exact, și uite, așa lucrurile se întrepătrund într-un mod foarte armonios. După ce seria aceasta de mesaje motivaționale... Deci după ce se însuflețesc cu oamenii așa, ascultându-i, da, și atunci vor fi motivați și încurajați, pornesc în marș. Pe la 11:30, cam așa, începe marșul propriu-zis. Marșul va traversa zona centrală a Clujului, va trece și prin fața spitalului Stanca. Unde probabil îi găsim pe voluntarii, exact, de la, da, 40 de zile. Așa că îi salutăm și pe ei în mers. După care ne întoarcem înapoi în Piața Unirii. Estimăm că marșul va dura aproximativ o oră, oră jumate. Rămâne de văzut. Ne întoarcem înapoi în Piața Unirii și lucrurile nu se încheie, ci urmează o serie de mini-concerte, mini-programe artistice. Cu mini-personaje, cu mini copii. Personaje, da. Vom avea două coruri de copii, Continental Kids și corul Alegria, care vor cânta. Și suntem foarte bucuroși pentru că, fiind un marș pentru viață, cine poate reprezenta mai bine ideea asta decât un grup frumos de copii, ăștia mici. Da, exact. După care va avea loc și o pantomimă. Tot care, copii. Nu, vor fi tineri, adolescenți tineri. Mm-hmm. În afară de asta, fiecare organizație poate să își expună un stand în Piața Unirii. Având în vedere că avem Piața Unirii până la ora 5, fiecare organizație care dorește își poate expune un stand, poate să împartă materiale, să promoveze, mă rog, ce are programe, mai bun, da, ce au pe rol. Bun, deci asta va fi ziua, uh-huh, de 21 martie, pe care o sperăm însorită, cu participare numeroasă. Și în final îmi spuneai că pentru anul trecut au participat 1000 de oameni și te așteptai la 2000 sau cum? Invers. Ne așteptam la 1000. Ne așteptam la 1000 de oameni. Anul trecut ne gândeam că dacă avem 1000 de oameni e excepțional, dar e bine, am avut 2000. A, și ce ai gândit anul ăsta? Ce așteptări să ai? Spune! De fapt, anul ăsta așteptăm 5000 de oameni și ne gândeam cum ar fi să avem 10000. Da,